Vă mulțumim și noi, domnule Pecalal. Într-adevăr, aceste cuvinte ale părintelui Săniloae, să facem din fapte rugăciune, caracterizează în esență ceea ce a fost. Pentru că altfel, structural vorbind, omenește vorbind, era diferit de ceilalți membri ai lotului. El se dedicase studiului teologic, se căsătorise la momentul arestării. De aceea, arestarea pentru el a fost un șoc extrem de puternic. Avea să mărturisească mai târziu că a avut chiar tentativa de a se sinucide aruncându-se din dubă. Dacă n-ar fi avut conștiința straiului preosesc pe care îl purta. Șocul arestării pentru el a fost atât de mare încât pe parcursul anchetei, de exemplu, familia înaintează la cererea și sub semnătura lui un fel de memoriu autobiografic către Colegiul de Judecată în care arată posibilitățile lui intelectuale și faptul că dorește să sprijine cu toate eforturile lui de teolog regimul, numai să-i se dea drumul și așa mai departe. Deci are o asemenea cădere. Însă, așa cum a scos în evidență domnul Chircalan, închisoarea a fost aceea care l-a purificat, dacă vreți, din acest punct de vedere și, în mod paradoxal, l-a întărit. Pentru că, într-adevăr, în închisoare, și sunt foarte multe mărturii în acest sens, rugăciunea este mult mai puternică, mult mai adevărată și își îndeplinește mult mai bine menirea. Pot să vă spun că sunt nenumărate mărturii care atestă faptul că numărul celor credincioși care au supraviețuit temniței este infinit mai mare decât numărul ateilor sau a celor îndoiți în credință care au putut ieși vii din închisoare și care au căzut repede în deznădejde. Deznădejdea a dus repede la o prăbușire, inclusiv fizică, de prăbușirea sufletului a dus la prăbușirea fizică și la moarte în cazul multora. Ori părintele s-a ridicat foarte mult, într-adevăr, în închisoare. Tot așa, Pronia a făcut ca și în cazul lui Dumitru Săniloae să fiu apropiat și interesat foarte mult de personalitatea sa, pentru că eu mi-am petrecut primii ani ai copilăriei la Predeni, în satul de unde plecase Dumitru Săniloae. Părinții mei au stat cu chirie în casa lui, iar eu până la 5 ani jumate am fost crescut de Ana Știau, de sora părintelui Săniloae, așa că întotdeauna a existat o fascinație a mea încă din adolescență față de personalitatea marelui teolog. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Chircalan, pentru lumina pe care ați făcut-o în cazul lui Dumitru Săniloae legat de faptul că pe el l-a salvat. Și îi dau cuvântul prietenului și colegului meu, Sintru Moldovan, de la Consiliul Național pentru Studierea Filelor Securității, unde este departamentul de cercetare al acestor dosare ale securității, pentru a ne prezenta teroarea istoriei și lecțiile trecutului legate de probabil acest caz al rolului bisericii în rezistența anticomunistă. Exact. Vă mulțumesc. Albinuța care m-a mobilizat pentru această conferință, că doamna profesoară Carmen Ciornea a început acțiunea de mobilizare, m-am hotărât foarte rapid să vin cu o temă de asta dată mai puțin militantă și mai mult căutătoare de sens. Eu nu pot să dau sens. Eu pot doar să caut sensuri în ceea ce descoper treptat prin arhive și prin alte părți. Și din perspectiva cu care mi-am provocat eu, dacă vreți, aș zice că s-au făcut niște pași. Cu siguranță că punctul meu de vedere este unul în cel mai bun caz, în cel mai fericit caz minoritar. Dar asta nu înseamnă că nu voi persevera pe această cale, deoarece am procurat o serie de satisfacții nemateriale în urma începutului de drum. Dacă vezi cumva, impulsul primar a fost din partea unui mirean, partea dosarelor unui mirean, și anume Alcibiade Diamandi, care, sigur, pe care în timp l-am subestimat și, în general, problematica Principatului din Pind am subestimat-o și, ca urmare a unor informații nu prea detaliate pe care le aveam, însă, hotărându-mă să-i citesc dosarul, am avut un mic șoc, nu legat de chestiunile din Pind. De exemplu, citesc, pentru contrast cu așteptările mele, un fragment dintr-o declarație a lui Alcibiade Diamandi, în care acesta povestește, probabil în timpul anchetei care se va solda cu decesul lui subit, ce înseamnă că el a fost arestat la 21 februarie 1948 și a murit subit, conform documentelor arhivate de către fosta securitate, în data de 9 iulie 1948, cauza imediată decesului fiind un infarct cardiac. Nu e locul aici, dar că de expresia aceasta de deces subit mi-a reținut atenție și din perspectiva a ceea ce se discuta în mediul public în acea perioadă. E bine, în această declarație citează conciliabilele sale din anul 1920 cu un general francez, a cărui nume și uitase între timp, dar important, iată, n-a uitat ideea, care e mai importantă. Era vorba de fostul șef al Intendenței Generale a Trupelor Aliate de la Salonic și apoi de la Atena până în 1919, citez. La întrebarea dumisale de ce nu am plecat din Grecia la 1917 după italieni, când aveam asistența atât de privilegiată, fiind copilul lor favorizat, cu foarte mari posibilități și perspective, după ce am discutat mai mult în prezența domnului Drosopoulos, guvernatorul Băncii Naționale a Greciei, și am expus procedeul șoviniștilor greci, precum și legăturile mele sufletești față de interesele colectivității românești, a răspuns și iar Diamandi, tu ești fou. Se poate, am spus, că este o nebunie, dar sunt persoane care judecă cu inima mai mult și alții mai practice cu cap. Eu vă iubesc, mi-a spus, admir energia dumitale, dar îți recomand când asculți inima să nu uiți capul. De la 1920 nu l-am mai întâlnit. La momente grele însă și încurcate, dacă nu prea întârziate, răsună vocea generalului francez. Asta a fost un impuls suplimentar din partea cuiva care nu venea din mediul bisericesc. Dar acest principiu este unul foarte puternic. Sigur că exemplele pe care le-am selectat pentru prezentarea de astăzi valorizează cum a lupta spirituală, o rezistența spirituală împotriva comunismului și împotriva practicilor extrem de dure de-a dreptul terorist, terorism de stat, care s-a petrecut în special în anii 40-50. Acum, lupta pe acest plan spiritual probabil că nu întotdeauna avea în vedere victoria, dar avea în vedere crearea de exemple dincolo de problema spereniei. Nu cred că e nelegitim ca cineva să-și dorească ca el însuși să lase un exemplu. Nu prin persoană, ci prin fapt. În acest sens, asigurând și posibilitatea de a trage concluzii în viitor. Și, sigur, rostogolind ușor această idee, mi-am amintit de chestiuni din vechime care încep să creeze un sens. De exemplu, în 1996 eram încă student, când am participat la conferința, una binecunoscută, conferința anuală pe care o organiza Fundația Academia Civică la penitenciarul din Sighet, care încă nu fusese adaptat în felul în care ne bucurăm de el acum. Și era o adunare foarte mare chiar la intrarea în celular și e greu de vorb de mare sau mic, unul din mari deținuți politici în sensul de ceilalți ai României, ne-a spus următoarea chestiune. Nu se auzea întotdeauna foarte bine, dar această frază am auzit-o foarte bine, și anume că dacă și expresis verbis, dacă suferința nu te face mai bun, înseamnă că ai suferit degeaba. Nu meditam încă atunci așa la profuzimea acestor cuvinte, dar faptul că am reținut-o cu atâta acuitate și știu exact cine era în jurul meu și ce vorbeam în perioada aceea, înseamnă că nimic nu este întâmplător, să zicem acum. Și mergând mai înapoi, aș evoca filmul Lumina de la etajul 10, parcă 10, 1985, cu Cristina Petrescu, realizat de Malvina Urșianu, care poate nu întâmplător a abordat și această tematică, ci am găsit-o absolut întâmplător în dosarele de la CNSAS, în postura de arestată. N-am avut habar că a avut și un asemenea episod. Și acolo, sigur, trecând peste expunerea principală, Cristina Petrescu, care fusese închisă de securitate și apar securiștii aceia în respectarea și ca legionarul lui Parapan în haine din acestea negre de piele. Ei, este pusă în libertate pentru că se cunoaște eroarea judiciar, plasându-se, dacă vreți, o licență regizorală, să spun așa, plasându-se această acțiune de la 1965. Noi știm că realitatea a fost în 64, dar este un compromis mic față de mesajul filmului. Intenționat, sigur, de a o lega cumva de Nicolae Ceaușescu, deși nu e menționată în chestiunea aceasta, și nu de Gheorghiu-Dej, care a făcut aceste grație. Bine, în prima noapte de rebelion se duce la o cabană la munte. Gheorghe Dinică era fostul ei avocat și spune: eu mă bucur că ai fost pus în libertate, pentru că întotdeauna am fost convins de vinovăția ta. Unul din extrem de puținele roluri pozitive pe care le-a jucat Gheorghe Dinică, în care le actoricească aici, ai să unic într totul pozitiv, că e și un personaj uns cu toate alifile, se vede asta tot și mă fundamental pozitiv, că a apărat-o, înțelegem, de adevăratele în fața instanței. Bun. Și era o petrecere în cabană, Cristina Petrescu se plimbă în zăpadă și se aud chiote așa în depărtare și apare Dinică în spatele ei. Zice, se cam distrează lumea. Cristina Petrescu, cu aerul ei așa melancolic, extrem de distins, zice, las-o să se distreze. Deci te cam deranjează chestia asta. Păi de ce să mă deranjeze? Păi așa mă gândesc că după ce ai fost acolo, te cam deranjează când vezi că alții se distrează. Și ce îi spune Cristina Petrescu? Păi eu cred că dacă după ce ai fost acolo, adică în închisoare, nu? Ajungi să te deranjeze când alții se distrează, înseamnă că degeaba ai fost acolo. Este o similaritate tulburătoare între aceste gânduri care nu aveau nicio legătură între ele, nici în timp, nici de alt fel. Pentru că, exemplu, ar putea continua. Noi, în 2012, am avut grevă prelungită la CNSAS din cauza a ceea ce am perceput ca o intervenție externă în treburile instituției și acea ocazie era la sala de lectură unul tot așa mare deținut special România, care a fost foarte, foarte mulți ani închis și care, nu rog, luasem noi o pauză și ne uitam la televizor, pe vremea aveam televizor în direcție și vedeam greva noastră. Și spunea cineva acolo că cine ar trebui să fie în colegiu, nu mai a fost deținut. Și noi zicem, da, așa ar trebui să fie. Și să auzim o voce din spatele nostru, nu ar trebui, n-ar fi bine să fie așa. Și ne întoarcem, cum nu se dau numele vreo. Deci, tocmai dumneavoastră spuneți asta, pe ar trebui să fiți printre primii numiți aici și nu ar fi bine, pentru că te-aș vrea să mă răzbun. Acum, sigur că sunt foarte multe aspecte de care pornim și nu întotdeauna sunt de aceeași natură. Până la Mircea Vulcănescu, să nu ne răzbunați, am văzut un interviu cu Paul Goma, realizat de TVR cu foarte mulți ani în urmă și care combătea aceste chestii. Zicea că fiecare poate să ierte pentru el, da. A zis Mircea Vulcănescu, n-a zis toți trebuie să iertem, a vorbit numai în numele lui. Pe de altă parte, și ce spune Paul Goma? Că asta vine cumva în întâmpinarea aturilor diseminate și de foștii porționași, securiști și așa mai departe, ca să scape ei foarte ușor. Și asta are sens. Și cu siguranță că și prezentarea de față poate fi acuzată. Noi mergem un pic pe ideea asta. Hai să uităm. Eu accept o asemenea critică, nu e nicio fel de problemă, trebuie să ne censurăm, dar nu sunt de acord că sunt motiv pentru că eu puneți la ideea de cunoaștere. Deci nu are nicio legătură iertarea sau neurmarea pildei dată de cei nevrednici în anii 40-50 și mai încolo, cu uitarea, dimpotrivă, tocmai că darea aceasta de exemple, că sunt exemple vire, ele sunt condamnate cumva la neuitare, nu? Puteam și Părintele Stareț la slujbă mai devreme, dacă noi până stăm să uităm, dacă nu uităm, deja uităm, dar dacă îi pomenim, eu zic că Dumnezeu nu așteaptă recunoașterea noastră și am avut și o meditație în mente vis-a-vis de această frază, însă pe noi ne ajută foarte mult dacă ne amintim de ei. Acum, eu am selectat și două exemple. Nu-mi dau seama cât timp mai am la dispoziție. Poți să te aport în concluzii, dacă doresc. Vreau să te completez și eu. Sigur. Ceva, o singură propoziție, apropo de numele răzbunării. Știți, a fost și este încă o foarte lungă discuție pe acest subiect. Pe această propoziție, sentința a fost rosită de... atribuită lui Mircea Vulcănescu, fără îndoială rostită de el, pentru că vine din prea multe părți. Cum știți, Mircea Vulcănescu avea o foarte bună pregătire juridică. Ori, referindu-se aici la răzbunare, eu cred, fără îndoială, nu ștergând fără noi. Cred că i-a atribuit o valoare juridică, anume să nu aplicați principiile din Vechiul Testament, dar totodată să nu atribuiți acestui să nu ne răzbunați o valoare de amnistie judiciară. El a spus, nu dați în cap, nu arestați abuziv, nu faceți cum au făcut ei, nu torturați oameni, nu îi ucideți pur și simplu că vreți să le luați pământul sau că vreți să le luați libertatea sau că vreți să le luați credința. Asta nu înseamnă să nu se facă dreptate, pentru că acest să nu ne răzbunați al lui Mircea Vulcănescu a fost utilizat cu toate prilejurile posibile când a fost vorba să se înfăptuiască un act de dreptate și un securist să ajungă la pușcărie. Așa s-a făcut ca noi din 1989, prin răstărmăcirea cuvintelor lui Mircea Vulcănescu, să nu avem de facto vreun proces al comunismului în România, să nu avem de facto oameni vinovați pentru tot dezastrul României până în 1989, pentru faptul că au încercat să demoleze moral, spiritual, economic și în toate laturile vieții poporul român, acest regim comunist. Arătați-mi vreunul dintre foștii mari activiști de partid sau securiști deferiți justiției pentru alte fapte decât efectiv pentru cele câteva probleme întâmplate la Revoluție în decembrie 1989. E bine, nu o să găsiți, tocmai pentru că s-a invocat acest spirit al cuvintelor lui Mircea Vulcănescu, după părerea mea, să nu ne răzbunați, fără să se adauge că Mircea Vulcănescu n-a spus niciodată să nu se facă justiție, să nu se facă dreptate, dar nu cu armele Vechiului Testament, cu legea Talionului, ci pe baza actului de dreptate, actului de justiție înfăptuit. Mulțumesc, asta voiam să completez în legătură cu Vulcănescu, pentru că este o discuție încă actuală și va mai fi această discuție legată de cuvintele lui Mircea Vulcănescu. Absolut de acord cu această interpretare și eu sunt de aceeași părere. De altfel, interpretarea abuzivă sau extensivă, dacă vreți, a acestui mesaj cu valoare testamentară, omite o distinție foarte importantă, cea dintre răzbunare și pedeapsă. Pedeapsa nu înseamnă răzbunare. Am o răsplată, să zicem, bine meritată, e bine meritată pentru că e bine argumentată, nu e sub impulsul răzbunării și al spiritului de imitație al abuzurilor pe care alții le-au făcut împotriva noastră și noi am încercat să ne răzbunăm și atunci iarăși va veni proba răzbunării în partea lor și un ciclu care nu se mai termină niciodată. Dreptatea, pedeapsa dreaptă, cu mijloacele judiciare, este ceea ce statuează un adevăr și pe baza acestui adevăr, constatat și juridic, noi putem să tragem concluziile să mergem mai departe. Cele două exemple pe care le-am selectat este unul Mina Dobzeu și al doilea Dumitru Bejan. Pe asemănător, am dat și niște subtitluri. Mina Dobzeu între răspândirea de manifeste subversive și subversiune prin manifestare în spirit, în primul caz, iar în cel de-al doilea am zis Părintele Dimitrie Bejan de pe frontul din Est, pe frontul nevăzut al luptei spirituale și cred că în ambele cazuri am găsit elementele constructive acestei lupte spirituale asumate și conștient duse și în mod chiar jertfelnic. Mina Dobzeu ajunse acolo, încât în anchetă spunea că textele manifestelor le-au fost dictate, dar auzea niște voci și s-a ajuns și la o discuție în Uniunea de Plentate Sănătății Mentale. Certificatele medicale arată foarte clar că era îndeplinătatea tuturor facultăților mentale, dar era o variantă de a nu implica pe nimeni în fața presiunii. Nu m-a învățat nimeni, sunt singur. De altfel semna cel mai umil dintre... cel mai smerit dintre toți. Și nu știu, însă pe de altă parte, din prima, întotdeauna, și la prima arestare și la cea de-a doua, recunoștea din prima. Da, eu am scris, eu susțin astea, recunosc ideile așa mai departe. Și pentru a nu lungi, aș citi fragmente mai scurte din ambele prezentări. În cazul meu, care a fost arătat de ceea ce organele de securitate numeau ura înverșunată contra regimului nostru de democrație populară. Nu avea așa ceva, dar această lipsă de înțelegere a oricărei opțiuni de opoziție, prin sine diferența totală față de ceea ce noi trebuie să facem în ceea ce privește reconstruirea adevărului. De exemplu, fișa personală alcătuită la arestare, la prima arestare, de către Sociuțean de Scurăciu, la rubrica antecedente politice se menționează faptul că s-a refugiat din Basarabia, în paranteză URSS, în anul 1944. Deja era o chestiune care te făcea suspect. De ce n-ai vrut să stai în țara socialismului tot biruitor? Se mai reținea faptul că tânărul diacon de la Schitul Brădicești îndemna pe credincioși în cadrul predicilor pe care le ținea să-și trimită copiii la biserică, aceleași idei regăsindu-se și în predicile care fuseseră găsite în chilia lui și confiscate cu ocazia percheziției. Extrem de interesantă este consemnarea exactă, în opinia noastră, a poziției lui Dobzeu. Citesc. Fiind întrebat de ce a făcut aceasta, s-a exprimat că, adică manifestele pe care le-a lipit pe regatul, s-a exprimat că, văzând că guvernul vrea să distrugă religia, el a luat atitudine și este gata să sufere orice pentru religie. Concluzia trasă de sub locotenentul de securitate Murgociu, în urma acestei confruntări, era perfect adaptată aprehensiunile exacerbate ale menționatului guvern, care înfăptuia acțiunea de comunizare forțată a României. Citesc, element încăpăținat, fanatic, puțin inteligent. În percepția noastră actuală, însă, dacă fanatismul putea fi doar un termen nepotrivit pentru desemnarea intransigenței cu care anchetatul s-a dedicat unui creiez, iar încăpățânarea un cuvânt care se dorea infamant pentru a masca tenacitatea cu care acesta a rezistat în anchetă, eticheta în mod evident falsă de puțin inteligent, reflecta doar dorința ofițerului de a expedia în mod convenabil problema diversității convingerilor într-o societate care virese radical către monolitismul de tip stalinist. De altfel, chiar în următorul document aflat în dosar, o altă fișă personală a arestatului, elaborată de același serviciu județean de securitate Frăciu, se constata că Dobzeu era dimpotrivă inteligent, dar și mincinos viclean. În privința opțiunilor politice, se preciza faptul că arestatul nu avusese nicio apartenență de partid, nici înainte, nici după dizolvarea Partidului Național Țărănesc. Cât de derizorii erau cauzele pentru care erau deseori mobilizate resursele umane ale securității, reiese dintr-o mărturisire a diaconului Mina, subliniată cu multă mândrie de anchetatori, anume aceea că, privitoare la o frază, și anume citesc, recunosc că într-o predică din caietul găsit la percheziție se găsește o frază cu caracter antidemocratic și antiguvernamental. Asta e tot ce au putut scoate. Fraza este subliniată cu roșu de anchetator, iar în procesul verbal încheiat cu această ocazie, la 9 decembrie 1948, se evidenția că suspectul recunoaște că într-o predică scrisă de el se găsește o frază cu caracter antidemocratic și antiguvernamental. De altfel, cuvântul recunoaște apare cu o frecvență mare în procesul verbal întocmit de sublocotenentul Ștefan Constantin. Extrem de importantă, mi se pare, însă, pentru stabilirea profilului moral al celui anchetat, o precizare făcută de Mina Dobzeu. Citesc. Nu recunosc că am ură asupra oamenilor ce sunt în conducerea de azi, ci sunt contra acelora care sunt contra credinței și bisericii. Așa cum era de așteptat, nici capitanul Ștefan Bucur, nici sublocotenentul Ștefan Constantin nu au fost capabili să înțeleagă semnificația acestei afirmații și nici profunzimea ei, consemnând la 14 februarie 1949 raportul pe care l-au adresat Direcțiunea Regională Iași și Securității, o versiune mediocră, citez. În declarațiile sale arată că, fiind credincios biserici, este contra acelora care propagă ideile ateiste și nu contra doctrine marxist-leninist-staliniste. Și a scris manifestul sub influența zonelor că actualul regim este în contra credinței lui Dumnezeu și contra bisericii. Nu o să continue cu cazul Mina. Un scurt fragment din cazul lui Dumitru Bejan. Lucrările etitite și imedite ale lui Silvestru, aici am pretat pe la modul în care faptele lui și lui sunt răstălmăcite. Este foarte importantă și raportarea la ipoteza unui război, care își arată înălțimea amplitudinii spirituale. Dar în lucrările lui ne relevăm aspecte ale personalității, după cum mărturile descendenților este posibil să lumineze la rândul lor, noi și poate nebănuite fațete. Menționăm doar întreagă, deocamdată, știrea neverificabilă, dar mi-a fost confirmată și de urmașii lumești ai nepoată, doamna Carmen Ciornea, nepoată lui Dumitru Bejan, faptul că ofițerul de securitate, care l-a urmărit informativ ani de zile pe Dimitrie Bejan, și-a încheiat activitatea spovedindu-se în fața acestuia. Menționăm de asemenea referirile pasagere, dar unele din ele extrem de convingătoare, din memoriile edite a unor foști deținuți politici, precum Gabriel Țepelea sau articole publicate de Adrian Nicolae Petcu, ziarul Lumina, prin care sunt fixate reperele biografice esențiale ale lui Bejan. Rol special acordăm și prin prisma profilului activității pe care o desfășurăm aici, în cadrul Centrului de Cercetare, a volumului de memorii din prizonieratul sovietic, prefațându-l de Gabriel Țepelea. E vorba de ora aminte din captivitate și pentru a nu cădea praz de ispite de a scrie prea multe spune despre asta, aș reproduce un fragment, o notă care lămurește ceea ce pare nelămurit și titlul este unul fascinant. E redactat de Bejan la 1 mai 1975 și aceste lucruri au putut fi publicate doar după Revoluție. Text care deschide volumul de aminte din captivitate, cu care nu lipsesc nici pasajele din realitatea lagărelor sovietice. Citesc. Aceste amintiri au fost notate aici în 1975 pentru a nu se uita întâmplări și greutăți. După 25 de ani, faptele pot fi privite și sub alt aspect, ca ceva ce aparține de barbaria acelor timpuri grele și nu puteau să fie altfel, conform epocii, locurilor și mentalităților vremii. Pe cât se pare, societatea a evoluat către trăirea moralei creștine, dar fără Hristos. Interesant de. Omul a devenit și se chinuie să devină din ce în ce mai bun. Și legea dragostei, care este proprie creștinismului numai, a devenit bun comun, universal, chiar și pentru cei ce cultivau ura, de clasă, de masă sau de rasă. Astfel, Hristos, renegat, câștigă orizontul și în adâncime. Doar El a spus că nici porțile iadului nu vor birui iubirea. Numai iubirea este mijlocul suveran pentru nivelarea asperităților, iar omul viitorului se va umaniza în respectul și dragostea față de aproapele mai necăjite. Am închis citatul și închid prezentarea cu acest gând optimist. Mulțumim mult, Silviu Moldovan.